fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în veac. Amin. Și potrivit cu ceea ce am pe inimă să spun, zic încă de la început, pentru noi toți, fiți binecuvântați pentru vecii vecilor. Amin. Și cred că sunetul acesta a ajuns mai întâi la urechile lor, că sunt cel mai aproape de gura mea. Că pentru ei dorim, în primul rând, o binecuvântare eternă. Amin. S-a citit de ceea ce a făcut și a spus Dumnezeu la început. Că vorba Domnului Iisus, când e vorba de familie, a zis, de la început n-a fost așa, că de la început a fost cum trebuie, bine. Scrie aici în versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Asta după ce a creat toate viețuitoarele, la sol, în văzduh și în ape. Gândiți-vă, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Asta pentru că avea un scop special cu omul și l-are și îl va duce la îndeplinire. Și vă rog să vă gândiți că înainte de a se întâmpla ceea ce scrie aici, în săptămâna creației, Dumnezeu avea un plan. Spune Scriptura la Efeseni, la capitolul 3, că acest plan, noi știm din Scripturi, că a fost păstrat în secret. Versetul 10, pentru ca domniile și stăpânile din locurile cerești să înțeleagă parcursul lui, versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Asta când? Întorc o pagină în urmă, Efeseni 1, citesc de la versetul 4 în el, adică în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii. Deci când Dumnezeu a făcut, practic, atunci când a realizat crearea omului, planul era înainte. Fost proiectul și apoi lucrarea. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte. La versetele următoare vreau să le citesc mai apoi. Gândindu-ne la acest proiect, mă întorc la cartea Genesa, unde Dumnezeu, odată ce a făcut pe cei doi, spune în 28, i-a binecuvântat. Și astăzi vreau să vă vorbesc din Scriptură despre cea mai mare binecuvântare. Că, așa cum scrie acolo în Efeseni, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești și sunt și tot felul de binecuvântări pământești. Dar care e cea mai mare binecuvântare? De exemplu, ne-am rugat la timpul de rugăciune pentru bolnav, spunea fratele Cornel în rugăciune, Doamne, suferința, durerea e grea. Și așa este. Sunt și alte necazuri pe pământ, în afară de a fi sănătos sau a fi bolnav. Deci e har să fii sănătos, e har să ai pace, să ai înțelegere, să ai pâinea ce ai toate zilele, să ai pace, să fie bine în adunare, să trăiești mult. Deci oamenii trăiau mai de mult cu sutele de ani, dar deja au murit de mii de ani. Dar dintre toate binecuvântările posibile, matematic sau practic vorbind, cea mai mare binecuvântare, zic eu că este, și vă citesc din cuvintele Domnului din Matei 25, de la versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Este altă binecuvântare mai mare decât să moștenești împărăția? Nu este. Spune David în rugăciunea sa, să citim varianta din 2 Cronici, din 1 Cronici, capitolul 17, unde spune și 27, binecuvintează, dar casa robului tău să rămână pe vecie înaintea ta. Căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Amin. Amin. Cred eu. Dacă nu e așa, după slujbă să mă contraziceți dacă dovezi. Că cea mai mare binecuvântare este toată casa să fie mântuită și să trăiască toți în fericire pentru eternitate. Poate fi alta mai mare? Nici vor.
Pentru că tot ceea ce au oamenii aici e mărginit. Și spune Petru 2 Corinteni 4 cu 18 și noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că sunt trecătoare. Și la cele? Ce nu se văd, că sunt eterne. Acum depinde fiecare cât și ce gândește, care este orizontul. Spunea Domnul Iisus și vă citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 10, când s-au întors ucenicii plini de bucurie că și demonile sunt supuși. Oarecum în lumea aceasta, demonii sunt cea mai mare autoritate în lumea aceasta. Și vârful piramidei este stăpânul lor, diavolul. Și ucenicii când au văzut că demonile sunt supuși, cu alte cuvinte au zis, Doamne, noi suntem șefi. Că ăștia care sunt cei mai mari pe pământ, noi le poruncim. Ieși afară, stai cu minte, îi trimite. Și le spunea Domnul, nu vă bucurați că sunteți cei mai mari de pe pământ. Alte bucurie este mai mare. Luca 10, versetul 20. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Că pământul cu tot ce pe el va arde. Dar Dumnezeu are o împărăție care dăinuiește. Slăvit să fie Domnul. Dragi miri, vă dorim să aveți parte de eternitate. Să vă dea Domnul și cele de pe aici, așa, câte să le puteți duce, că suntem întreagăt. Și vorba aceea, când mergi în călătorie, nu e chiar multe cu tine, că este împovărător. Dar acolo unde este adevărata moștenire, să vă dea Domnul un har de plin. Amin. Aș vrea să trec mai departe la o altă întrebare logică, pe firul discuției noastre. Deci dacă cea mai mare binecuvântare e să moștenești eternitatea și cu casa ta întreagă, că mai este și altă posibilitate, spune în 1 Corinteni 7 cu 16, ce știi tu, bărbat, dacă au nevasta, că îl mântuiești pe celălalt? Unii nu vor. Cum se poate dobândi aceasta? Vorba tânărului bogat, ce să fac ca să moștenesc viața? Zicea David, dacă am amintit de el în rugăciunea sa, 1 Cronici 17 cu versetul 23, acum, Doamne, cuvântul pe care l-a rostit asupra robului tău și asupra casei lui să rămână în viac și fă după cuvântul tău. Noi n-am putea pretinde această binecuvântare dacă n-am avea baza legală a cuvântului lui Dumnezeu. Pe pământ cum este? Când faci o cerere, trebuie să fie o lege la bază. În virtutea articolului a legii cu tare, pretinzi ceva, de exemplu când s-au dat pământurile după Revoluție, dacă nu era mai întâi un act normativ, o hotărâre, ce puteam spune? Dăm pământul că a fost al lui bunicul. Băi, nu pot. Păi, dar sunt prieten cu primarul, pot să fii fiul primarului, dacă nu este lege, nu poți. Noi avem gândul acesta al veșniciei și ne bazăm pe ceva, pe promisiunile lui Dumnezeu. Când a rostit Dumnezeu cuvântul acesta pentru Adam și Eva, ascultați, a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l, că vreau să vi-l dau vouă. Stăpâniți! Dumnezeu a zis, nu Adam și Eva și-au revendicat acest drept de la ei citire. Când am citit din Matei 25, Domnul spunea, veniți binecuvântați, Tatăl meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Avem cuvântul lui Dumnezeu care a promis aceasta. Îi spune Dumnezeu lui Avram, vă citesc din Genesa 12, și asta e bine să știm, s-a citit, s-a cântat despre Isaac. Avram a avut un fiu, un prim fiu, prin făgăduință. Dar știți că și noi suntem toți fii al lui Avram? Și spune aici, în Genesa 12, versetul 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce a promis Dumnezeu lui Avram, o țară specială, lui și seminței lui prin Domnul Iisus, ne este promisă și nouă. Așa că să nu ne ia cineva la rost, ci aveți pretenții de veșnicie. Da, pentru că Tatăl nostru ne-a făgăduit aceasta. Mărit să fie numele Său. Și dacă omul a fost scăzut, da, proiectul veșniciei al mântuirii a fost conceput înainte de căderea omului în păcat. Întâi a fost Domnul Iisus, că toate au fost create prin El, apoi Adam.
Și noi prin Domnul Iisus dobândim tot ceea ce a avut Dumnezeu în plan mărit să fie numele Său. Evreii au crezut că e numai porția lor, numai ei au moștenire, dar Apostolul Pavel le-a lămurit, de aia le-a fost în parte, oarecum, fost indignați. Evreii când le-a zis, mă duc la neamuri, să ne aducă și nouă vestea, că spune în Efeseni 2, versetul 17, de Domnul. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă, care erați departe, eram, spune aici în versetul 12, fără drept de cetățenie, străin de legăminte, fără îndejde, fără Dumnezeu în lume. Și l-a dus la evrei pace, care erau aproape. Versetul 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta pe care v-am scris în puține cuvinte. Care e taina? Versetul 6. Că adică neamurile, spunea Pavel ca un evreu, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință Hristos Iisus prin Evanghelia aceea care slujitor am fost făcut eu. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Și într-o zi, tot ce a început de la Genesa și încă înainte de Geneza, se va împlini cum scrie în cartea Apocalipsei 21, un cer nou și un pământ nou, o coborât o cetate, nou Ierusalim, ca o mireasă, cum spunea, urmează nunta, și am auzit un glas tare care ieșea în scaun domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și asta e frumusețea veșniciei. Nu doar că vom moșteni pentru eternitate și nu mai murim niciodată. Ascultați, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochi, moarte nu va mai fi, nici tânguire, nici țipă, nici durere, căci lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, asta e baza legală, iată, eu fac toate lucrurile și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrânci de Crezus adevărate. Versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeu lui și el va fi fiul meu slăvit să fie Domnul. Amin. În ziua de astăzi e bine să ne gândim la ce va fi acolo. Dragi miri, cred că o să primiți astăzi ceva, nu știu ce aveți, ce o să mai primiți voi pe parcurs, ce vă mai picura Domnul în punga vieții voastre, dar să vă gândiți tot timpul la moștenirea care urmează și despre care spunea Domnul Iisus că ne dă cu, știți versetul, cu plăcere împărăția. A fost iarna asta pe la Cluj, la o soră, undeva sau domnului Ana Morat, și povestea că a îngrijit o soră mai în vârstă, sora Sia. Sora aceea, o femeie vlavioasă, a avut parte ca de o moarte clinică, de o răpire, ceva de genul acesta. Chemat o vecină care era medic, a luat pulsul, a plecat. Stăm până dimineața, că mai era în vârstă, se așteptau să plece. Mai spre dimineață, zice, băi, iar are puls. Și se scoală bătrânica din pat, se rează-mă de masă și începe să plângă. Spune, soră, te doare ceva? Spune, nu mă doare nimic. Dar de ce plângi? Am fost dincolo. Și atunci de ce plângi? Că m-am întors înapoi. Dar ce e acolo? Dar noi știm asta întâi din Biblie, nu? Dar mai face Dumnezeu așa câte o ofertă la câte unul, așa ca să ne încuvințeze, să ne încredințeze. Dar cum e acolo? Dar nu-ți pot spune. Dar mi-am văzut castelul. Și ce soră mi-are lângă mine moștenire și zice, tu n-ai departe de noi. Dar cum e? Păi ce e extraordinar. Dar spune-mi sora, asta a făcut-o curioasă, cum e în parc, e la Cluj, grădina botanică, cum e? Și am reținut vorba asta că la rândul ei sora a auzit-o de la bătrânică. Ce toană, tu nu înțelegi, că ai cilut, nu-ți pot spune. Dar soră, sunt și lucruri frumoase. Păi nu pricepe, aici e lut. Acolo e altceva. Zice, 1 Petru 1 cu 4, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă. Amin. Și care nu se poate vesteji cum e asta. Și ce scrie mai departe? Păstrată în ceruri pentru voi. Doamne, ajută-ne! Moștenim acele lucruri. Aceea e cea mai mare binecuvântare. Mărit să fie Domnul. Aș vrea, asta am citit într-o carte a lui Wilhelm Busch, pastorul german,
Era copil de 9 ani și s-a dus la o nuntă, o soră de-a lui și cu părinții. S-a uitat pe listă, la meniu și era, cum sunt copiii doritori de dulce. S-a uitat la desert și scrie acolo, băi, dar nu le mai servești odată să ajungem la dulciuri. Dar până să ajungă acolo, cineva așa, într-o pauză, a spus, în cer sunt două scaune speciale pentru familia care s-a purtat cel mai frumos în viață. Și ce m-a atras expresia asta, în mod deosebit dat fiind faptul că părinții lui au șoptit așa să nu-i audă nimeni să se laude, să nu către altul dragă, alea două sunt pentru noi. Mă, eu cred că sunt mai multe de două și pentru voi. Pentru toți. Dar cum să ajungem la ele? Cum să le dobândim? În primul rând am spus, pentru că avem drept. De la Avram, de la Domnul Citire și de la Domnul Iisus, cu atât mai mult, slăvit să fie Domnul. Și că nu pretindem ce nu e al nostru. E moștenire de la Tatăl nostru. Și când m-a zis Iefta către amoniți, băi, ce vă dă Dumnezeu vostru, nu e a vostru? De ce ne-a dat Dumnezeu nostru, de ce o referi la Canaan, ăsta e a nostru. Și lucrurile astea sunt ale noastre. Și zice atât de frumos în Romani, capitolul 8, că împreună cu Domnul Iisus, Dumnezeu ne va da, și spune acolo, toate lucrurile au. Toate! Și lucrurile de acum, lucrurile viitoare, binecuvântat să fie acest Dumnezeu mare și bogat, care are făgăduințe nespus de scumpe, numai să ne ajute Domnul să putem ajunge la ele. Amin. Dat fiind faptul că există asemenea promisiuni, mă întorc puțin la David, dacă i-a făgăduit Dumnezeu asta, atunci el și-a permis să se roage după cum vă voi citi. 1 Cronici 17 cu versetul și în 2 Samuel 7 scrie asemănător, versetul 25, că tu însuți Dumnezeu le-ai descoperit robului tău că-i vei zidi o casă. De aceea, că dacă nu avea îndrăzneală, de aceea îndrăzni robul tău să se roage înaintea ta. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu, Tu ai vestit harul acesta robului tău, binecuvintează dar casa robului tău. Vă rugați pentru a primi, a moșteni aceste lucruri? N-a spus Domnul Iisus, cereți și vi se va da, bateți și va deschide. Știți că sunt alții, nu penticostali, care cred că Domnul trebuie să le dea Duhul Sfânt fără să ceară, deci că-i dar. Dar Domnul Iisus a spus clar, va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Cineva a mers cu îndrăzneala până acolo și a spus că Dumnezeu, de fapt, nu face nimic dacă nu ne rugăm, dacă nu cerem. Interesant, scrie în Matei 6, Domnul le-a spus, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Exact cuvintele astea. Și apoi spune, iată cum trebuie să vă rugați. Băi, dacă știe că avem trebuință, de ce mai trebuie să ne rugăm? Că așa e principiu. Și să ne le dea Dumnezeu, spune, de nu ți le-am cerut. Dar le-am pentru voi, sunt frumoase. A, nu vreau. Și sunt unii care nu vor. Și Dumnezeu nu-i poate mântui. Dar noi cred că suntem din cei care vrem, așa e? Și ne și rugăm pentru asta. O fi voie să ne rugăm și pentru alții? Da. Era undeva în Ardeal o soră cărui soț era firesc și avea rugăciunii, Doamne, în toate să facă voia Ta, dar în ce privește mântuirea bărbatului meu să facă voia Mea, vreau să-L mântuiesc pe El, te rog. Că Dumnezeu poate să facă asta, care a citit cartea Apostolului Banatului, scrie acolo despre o experiență, tot din zona Banatului, cred, că a fost descoperire pentru un frate că n-are chemare. Și cineva zice, băi, dar am vrut să fie mântuit și el. Și un om mai în vârstă a explicat, a zis, băi, dar roagă-te să-i facă chemare. Se poate? Încearcă. S-a rugat și Dumnezeu l-a mântuit și a ajuns respectivul conducător de adunare. Eu știu că Dumnezeu are planurile Lui, dar vrea să vadă și dorința noastră. Să cerem, scrie în Isaia, scrie în Ezechiel, că Dumnezeu se miră că nimeni nu se roagă. Că nimeni nu mijlocește. Așadar, hai să mijlocim și să ne rugăm. De la dumneavoastră, din zona Sucevii, știu întâmplarea asta că o soră, cum spuneți dumneavoastră, sau numai sucevenii spun, bucovenenii, cu la deal și la vale. Noi în Ardeal spunem în sus și în jos. Doamne, mântuiește vecinii de la deal, mântuiește pe ea de la vale, mântuiește-i, Doamne, de jur împrejur, că Dumnezeu poate să ne asculte, mărit să fie Domnul. S-a rugat David, Doamne, te rog, să ne rugăm și noi. Hai să vă citesc alt pasaj biblic de rugăciune pentru familie, scrie la Ezra, la capitolul 8.
erau duși în Babilon, într-un Babilon al lumii suntem și noi, versetul 21, acolo la Iulahav am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el, și cred că cei doi și familiile s-au rugat, s-au postit până acum, să cerem o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Au cerut, versetul 23, am postit, am chemat pe Dumnezeu nostru și El ne-a ascultat, mărit să-i fie numele. Versetul 31, am plecat de la râul Ahava, acolo unde au postit, s-au rugat să mergem la Ierusalim, în a 12 zi a lunii întâi, mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi, ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum, am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. Să vă ajute Domnul să ajungeți cu toții la Ierusalimul de sus. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Să ne rugăm pentru asta, să insistăm, să fim doritori, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Știți că scumpa mea soție din tâi a plecat la Domnul. După 2 ani și ceva m-am recăsătorit cu sora Lidia, care este aici. Și a avut experiențe speciale înainte de a pleca. Dar asta iarnă o soră, soția fratelui Transu Cală, care știți, a avut un vis interesant, se făcea că se derula în fața ei un covor și nu se întindea așa pe dușumea și se făcea o scări și urca spre cer. Și dintr-o dată s-a deschis cerul și a văzut așa în partea dreaptă un corp numai din mirese. Și mi le-a descris așa cu volănașe la haine și în aer, bărbații nu știm, spune așa frumos. Și așa frumos cântau. Și o să am cunoscut pe sora cu tare, pe sora cu tare. Și zice, în primul rând, acolo ești soția ta, Dena. Și îmi zice, grăbește-te să vii. Să nu te temi dacă treci prin cuptor. Și să nu te sperii de tunele, numai să ajungi. Că ce e aici, voi nu puteți înțelege. E așa frumusețe și fericire. Și eu spus o vorbă în închirea visului. Dar să trăiți frumos și să iubiți, că numai cine iubește cu adevărat ajunge aici. I-a ajuns acolo și soțul scumpe mele, soții de acum, este ajuns și el acolo. Vorbim despre ei ca doi sfinți, care sunt deja la Domnul. Noi încă suntem pe drum. Și ne-am imaginat noi așa ca oameni, dar dincolo e altfel, nu pricepem noi cu mâini. Unii am zis, păi, dar cum a fi când te întâlnești cu soția ta, acum ești cu altă soție, ce ar spune, să întâlnești ea cu soțul? Păi zic, după mintea noastră, acum am spune cam așa. Eu i-aș spune soției mele, zic, pe plecarea ta am fost tare necășit, plângeam aproape în fiecare zi, da, uite, prin ea sunt mângâiat și am parcurs drumul mai ușor. Și ea să-și imagineva că îi spune soțul ei, că i-a rămas cu 13 orfani, uite, dumnealui m-a ajutat să ajung și eu mai ușor aici. Că vorba lui Ioanii de acolo sus în veșnicii nu vor fi soți și nici soții și nici bătrâni și nici copii, dar vom cânta de fericire în ziua fără de apus. La început a fost Iisus. Amin. Și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mine. De rugat ne rugăm. Rețineți ce am spus până aici. E cea mai mare binecuvântare. O avem bază în cuvânt, îl credem pe Dumnezeu, ne-a făgăduit. La unii le-a făgăduit special prin prorocie, ca la David, i-a dat cuvânt. Apoi ne și rugăm pentru asta, Doamne, te rugăm. Numai că a zis Domnul Iisus că în Matei 7, că nu va cine zice, Doamne, Doamne, va intra acolo. Nu-i destul numai cu rugăciune? Mă, nici dacă ne rugăm plângând? Esau s-a rugat plângând. A fost prea târziu și a zis, Tată, dar n-ai altă binecuvântare. Nu, ce trist o să fie bietul Esau când vede pe bunicul la masă, tata la masă, frate s-o geamă la masă și el... Păi dincolo de prăpastie, mă, dar nu puteam să fiu și eu acolo. Despre Esau nici nu știm să se fi rugat decât prea târziu și de tată, sau că nu scrie în Biblie că s-a rugat la Dumnezeu. Dar ce putem face noi ca să ajungem acolo? Că asta e partea aplicativă. La un predicator, când a terminat predica, s-a dus o doamnă și îi spune, sunt supărat pe dumneavoastră. S-a rămas nedumerit, dar de ce sunteți supărat pe mine? Și am greșit cu ce v-am jignit. Așa de frumos ați descris raiul și de-aia supărat. A devenit mai întrebător. Cum adică îmi descris raiul frumos, tu te-ai mâniat pe mine, ce e rău în asta? De cum să nu fie, să fiu supărat? E așa frumos și eu nu pot ajunge. Și fratele așa inspirat îi spune, sunteți căsătorită? Și ea sare în sus cât colț. Ce-i treaba ta? Și îi spune, aici o să mai eu.
Și Domnul, când a zis femeia aceea din Ioan 4, de la fântâna lui Sihar, Doamne, dă-mi apa aia să țâșnească într-un izvor în viața veșnică. Și Domnul, care știa unde cei bolnavă, a păsat acolo unde doare, a pușcat puroiul. Și du-te adu bărbatul. Păi, n-am bărbat, păi, nu poți să te duc așa în rai, păi nu se lămurește treaba asta. La noi mai e ceva de lămurit ca să putem ajunge acolo. La David a făgăduit Domnul asta, dar ascultați-mă ce scrie despre David, așa să vă citesc numai câteva versete, zicem Psalmul 78, versetul 72, David a cârmuit pe evrei cu o inimă neprihănită și scrie în Matei 6:33 să căutăm împărăția și neprihănirea lui, că dacă de cumva cauți numai împărăția și nu neprihănirea, o să spună că eu am botezătorul, voi pui de năpârci, voi ce căutați aici? Cine vă învățați să fugiți de foc, că nu ajungeți în rai așa? Și a povățuit cu mâini pricepute și scrie în Fapte 13, a spus Pavel asta în predica din Antiohia Pisidiei despre David, mai întâi versetul 22, zice Dumnezeu, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele în acord cu ce spunea Domnul. Și am amintit din Matei 7, numai cine face voia Tatălui, spus și Domnul Iisus, când a chemat mama afară, spus, uite, asta e familia mea, cu ăștia moștenim pe vecii vecilor, care fac voia Tatălui care este în cerul. Cum ne rugăm noi? Doamne, vie împărăția ta, facă-se? Păi n-a venit împărăția numai la cine face voia. Spune tot aici despre David, versetul 36, a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, că sunt astea două condiții. Raiul pregătit, dar noi trebuie să ne sfințim, să trăim o viață neprihănită, cum spune Matei 25, că vă zice celor neprihăniți, intrați în viața veșnică, și să slujim Domnului după chemarea, după planul lui pentru noi aici. Că aceste două condiții continuă pentru eternitate, acolo e sfințenia la ea acasă și vom continua să slujim lui Dumnezeu. Vreți de aici? Doamne, ajută-ne! Și dacă e așa și copiii au favoare din pricina părinților, când a rupt Domnul împărăția de la Solomon, mai exact după moartea lui, de ce n-a rupt-o toată? Că din pricina lui David. Și tare mult îi spune despre evrei și cu bătaia la mai lungă, la Avram, Isaac și Iacob. Și că sunt iubiți, scrie în Roman 11, din pricina părinților lor. Măi, copiii tineri care aveți părinți pocăiți, măi, să le mulțumiți că vi se trage și vouă ceva de aici. Da. Binecuvântarea asta e cu efect. S-a întâmplat undeva în Ardeal. Un om a visat într-o noapte să meargă la adresa unde era adunarea și să asculte ce îi se spune acolo și s-a pocăit. Și colegii lui de muncă i-au spus, băi, ce s-a întâmplat? Cum te-ai pocăit? Și le-a spus, uite, Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a dat adresa de la biserică, m-am dus și m-am întors la Dumnezeu. Și un coleg îi spune, băi, dar de ce nu visez și eu? Că poate dacă aș visa, m-aș duce și eu și m-aș pocăi. Și cel ce a visat s-a pocăit, s-a întrebat, Doamne, de unde? De ce mie mi te-ai descoperit în felul acesta și la altul nu? Și Dumnezeu a făcut să-și amintească o întâmplare de când avea el 5-6 anișori sau poate chiar mai puțin. Venise la ei în comună un predicator. Și erau atunci mai puțin pocăiți, erau mai persecutați. Un jandarm l-a oprit și îl lovea. Și tata acestuia care a visat când era el copil era primar. Și s-a dus un om binevoitor din sat și spune, domnul primar, du-te că jandarmul dă cu cismele împocăit, moare acolo și știu că are o casă de copii din satul vecin sau de undeva. Măi, dar du-ți cu copilul ăsta și femeia nu e acasă, ia-l cu tine. Și merge o copilașă și când l-a văzut jandarmul, băi, dă-i pace, gata, omule, du-te, întreabă-te. Se ridică fratele de acolo lovit, se uită spre copilaș și îl binecuvântă pe primar și îl binecuvântă pe copilul acela. Să se îndure Dumnezeu de tine. O zis el apoi colegului, voi să știi că Dumnezeu m-a avut în vedere că un sfânt m-a binecuvântat pentru o faptă bună a tatălui meu. Că toate se întorc, nu se pierd. Dumnezeu este binevoitor, slăvit să fie numele Său. Se ruga David și ascultați ce se ruga, nu se ruga numai, Doamne, dă moștenirea aceea, se ruga ceva pentru viața de familie și acum am ajuns așa concret să le spun ceva celor doi și familiștilor. Dar am încadrat și le spun în peisajul mare, știți?
Era un copil la școală și când desena casa mare, mașina mare, și învățătoarea nu-i putea, profesora de desen nu-i putea da notă bună, că zicea: mă băiete, tu desenezi frumos, dar nu-l lași loc pentru cer. Dar deasupra să rămână albastru, mă, să fie ceva loc pentru cer. Și noi așa uneori desenăm casa mare, toate mari, și la cer nu ne gândim, da? Eu am vrut să vă fac desenul mare. Să vedeți cerul și căsuța așa micuță, cam cum se vede din avion, dar noi vrem să zburăm mai sus. Se roagă David în Psalmul 101. De la versetul 1, voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Era bun cântăreț, compozitor. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Și numere câteva ce face la el acasă, nu va cleveti la el acasă, nu va suporta să se spună minciuna el acasă, nu va accepta lăcomie, mândrie. Mir, dragi, compune și voi un psalm al vostru, vă îndemn, așa instant îmi vine, când aveți vreme acum, până vă liniștiți voi un alt. Cum vreți să fiți voi acasă? Ce să fie la voi acasă? Imaginați-vă că vine Domnul și nu știți când vine, nu la a doua venire, în vizită. Vă scrie în Ioan 14, că a spus Domnul Iisus, eu și Tatăl venim la voi și locuim împreună cu voi. Sau nu credem ce a spus Domnul Iisus? Păi așa trebuie să fie casa mea și cerul lui, dar ce avem? E una, el să vină la mine în vizită, să stăpânească aici în casă, să mă port frumos, că Domnul mă vede, și apoi când mergem la el, a fi mai fain. Și scrieți voi acolo cum vreți să vă purtați, să-l așteptați pe Domnul. Păi nu știi când vine, păi dimineața, cum spune cu straja. Dar nu doar că vine și pleacă, să vină și să locuiască, amin? Amin. Un păstor a dus așa pe sector să viziteze, nu era cu telefoane mai de mult, s-o preste la o casă, sună la poartă, iese sora, ce fratele e acasă? Nu, atunci revin altă dată. Da, am o întrebare, locuiește Domnul Iisus aici? Și a plecat, pacea Domnului. Ea a fost marcată de întrebarea lui și când a venit soțul, a relatat. Și spune, de ce ne-ai spus că noi mergem la adunare? Dar doar ne vede la adunare ce să-i spun că mergem. De ce ne-ai spus că noi plătim? Dar la ei chitanțele, nu? Acolo copii. Au rămas așa pe gânduri, măi, locuiește Domnul Iisus aici. Am fost martor undeva cu ani și ani în urmă, în o familie cu ceva copii, ori dormit undeva, s-a sculat dimineața, aștept la copil, vrea să mai doarmă dimineața. Spune mama sau tata, nu mai țin minte, băi, hai că trebuie să plecăm. Eu nu mai vin cu voi acasă, că voi vă certați. Măi, dacă nici la copii nu le place să ceartă tata cu mama, apoi Domnului îi place? După ce mi-a plecat soția la Domnul, ascultați-mă bine, și toți văduvii și văduvele pot să-mi dea dreptate, mă gândeam, măi, dacă aș mai avea o, ce nu i-aș face? Imaginam eu, soția zic că am fost bărbat bun, dar eu am văzut că puteam să fiu mai bun. Știu eu mai bine ca ea. Măi, dacă aș avea, m-aș purta cu ea dumnezeiește. Dar uneori e așa de trist că ne purtăm frumos unii cu alții, vorba aceea, înainte de nuntă și după mormântare. Și exact între nuntă și mormântare, pe când ne-am angajat că ne iubim, zici că suntem puțin prostuți. Surorilor, spunea o văduvă, de la și m-a auzit pe bărbatul meu sfărăind. Până trei nu sufeream. E o muzică neplăcută de aici, aș dori eu. Dar nu-i vorba doar la sfericii pe celălalt. E vorba la a moșteni cea mai mare binecuvântare. Unii cred că ei trebuie să fie buni atunci când e și celălalt bun. A spus Domnul, asta numai păcătoși fac așa la schimb. Băi, frumos, frumos, unul cu altul. Nu! Noi, în primul rând, trebuie să fim credincioși și neprihăniți pentru sfânta împărăția Domnului. S-ar putea soțul să nu fie recunoscător și să n-aprecieze ce ai făcut, dar să știi că este în viitor un soț care se uită cum ești. Și dacă nu ești nevastă bună, ce crezi că o să te ia de nevastă? Nici doar. Apocalipsa 19. Vine nunta mele, soția lui s-a... Cu ce? Hainele neprihănite ale
Sfinților, scrie în Daniel 7, că sfinții vor primi în părăția. O să stea pentecostal la rând, că a spus Domnul acolo, Matei, că a făcut minuni și nu intră. Dar de ce? Păi, și predicatori. Spune Pavel, eu, după ce am predicat, mă tem să nu fiu lepădat. Undeva într-o adorare, ci că era un predicator sau, nu știu, bun de gură. Predica așa frumos și unii au stil și au chiar dar de la Dumnezeu, vocație, talent, oratoric. Și când era la amvon, zicea soția lui, nu te-ai mai dat rost, că așa fain, zice. Și când era în sală și îl chema, băi, stătea pe gânduri, bă, are curaj să ducă. Dar și în faptul cum se comporta cu ea. Sau cum spunea un frate la Cluj, că era student și lucra la un studio să mai fac un bănuț, ce mai înregistrări. Și vine un soț cu soția lui să înregistreze cântări și spune tânărul ăsta, ca unul care își dorea și probabil și-a și luat o cântăreață. Și-a zis, las de privighitoare are soția ta. Și soțul stă așa puțin și apoi zice, da, da, acasă-i ciocănitoare. Nu-i tot una. Privighitoarea fiind rai ciocănitoare în ciuna. Asta e marea problemă, dragii mei. Vă propun așa, am eu îndemn, ascultați-mă. De la nunta celor doi. Cum spunea un frate mai în vârstă, și eu totdeauna mă duc cu nevastă mea la nuntă. Dar de ce? E reciclare. Hai să ne luăm angajamentul de azi, dar pe de adevărat, la nu-i glumă. Să trăim mai frumos. Îngerul bisericii din Tiatira îi spune că faptele tale de pe urmă mai multe decât cele din tâi. Am întâlnit situații și eu țin mult la asta. Oameni care au fost nu despărțiți și supărați, divorțați cu acte câțiva ani. Și cel puțin 3 asemenea cazuri. S-au recununat și trăiesc frumos. Îmi spunea o soră, ce frate, în ce criză am ajuns. Locuit împreună două familii. S-au amestecat sentimentele. Și spunea, frate, jur de 10 copii, soțul meu pe față este acum cu altă. Dar ce eu mă lupt și cred că am avut un vis. Se făcea că familiile în criză stăteau la rând și Domnul Iisus îi aștepta și era numit în acel vis Domnul recuperator de familii. Și înaintea mea la rând era o femeie plângând cu certificate că stării rupt în 4, în 5 bucăți. Și a zis, Domnul, dă-l aici. Și de așa cu mâna pe deasupra certificatului peste ei și se recompunea din nou, apărea ca nou, că Dumnezeu nostru are putere să înnoiască din morți face vii, din pietre fiul lui Avram. Zice, când am ajuns eu la rând, la nostru era ferfelițe, dacă vei cunoscut cuvântul, numai bucățele. Deci știam că Domnul și pe a nostru poate să-l întrejească și am apreciat nădejdea ei în Dumnezeu. Vă spuneam că în primul rând ne luptăm pentru cei dincolo, dar suntem datori în viața de familie să ne luptăm pentru ceilalți de lângă noi. 1 Timotei 5 cu 8 și nu grijește de ai lui și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o viață neprihănită. Amin? Amin. Amintiți de cine scrie Biblia că era neprihănit? Între cei din vremea lui, noi, cu nevasta, băieții cu nororile și-a ajuns să moștenească lumea de după potopul cu apă, spune 2 Petru 3, că vine un potop cu foc, dar ca să moștenim acolo, ascultați ce clar și ce frumos ne spune, este 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi, miri dragi, soți, soții, copii, părinți, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? 13. Deci noi, după făgăduința lui, că vă spuneam că tot se bazează pe ce ne-a promis Dumnezeu, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea, adică neprihănitul și neprihănita intră. De aceea, prea iubiților, m-a întrebat un băiat care e cu noi, ați mai fost aici? Băi, cred că mai fost la Botoșani vreo 20 de ori, nu mai știu. Țin minte că atunci când a fost prima dată, cineva a zâmbit pe seama mea, era iarnă, că n-aveam nici căciulă. Așa. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace.
Doamne, ajută-ne! Că altfel toate făgăduințele se anulează. Să vă dau un exemplu din Scripturi. Mă doare când citesc astfel de lucruri. Scrie la cartea 1 Împăraților, la capitolul 11, că i-a făcut Dumnezeului Ieroboam o făgăduință. Vă citesc versetul 3-7. Pe tine te voi lua, să spună Dumnezeu printr-un proroc de talia lui Ahia. Vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel, dacă vei asculta condiția de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Bucuros să fi fost. Și Dumnezeu i-a dat. Și au curs împrejurările. Dar el n-a fost credincios, n-a mai mers la templu, s-a rupt de domn, nu știți, s-au confecționat cei doi viței de aur de la Dan și de la Betel, și prin același proroc, îi zice Dumnezeu în Împărat 14, versetul 9, tu ai făcut mai rău decât tot ce a fost înaintea ta, versetul 10, de aceea voi trimite norocirea peste casa lui Roboam, voi nimici pe oricine este lui Roboam, fie rău, fie slobod în Israel, și voi mătura casele Roboam cum se mătură murdăriile, până va pieri unii în cetate, alții pe câmp. Și-a găsit Dumnezeu în casa aceea unul bun, un copil, și pe acela l-a mântuit și pe ceilalți i-a nimicit pe toți. Dar aveau făgăduințe. Nu vă bazați, dragii mei, numai pe promisiuni, să fie solemne. Dacă nu sunt validate de o viață sfântă, care se dovedește, ascultați-mă bine, în viața de familie. Am văzut că părinți credincioși, familii mari, dar de acum o să vadă mirele nostru cât de pocăită e fătuca asta. Și ea de asemenea de acum o să se lămurească pe deplin dacă e băiat neprihănit sau nu. În viața de familie, adică cei de acasă știu cel mai bine că sunt de pocăiți, așa? Ei ne știu și când e supărat, și când e flămând, și când somnoros sau odihnit sau ai ce trebuie, s-au împlinit planurile. În viața de familie, dați-mi voie să mai spun ceva legat de viața de familie. Eu cred că Dumnezeu a făcut viața de familie să ne ajute să ne mântuim. Credeți asta? Familia e mijloc, nu e scop. Aici, Dumnezeu în familie te învață lepădarea de sine, ca să trăiești pentru celălalt. Femeia este altfel decât bărbatul, bărbatul e altfel decât femeia. Copiii vin și vorba unui frate, eu zic, m-am pocăit, nevastă-o pocăit, ne-am tutit și copiii, dar după ce au venit nora în casă, am învățat eu lecții noi în pocăință. Că toată viața așa Dumnezeu vrea să ne învețe, să ne pregătească pentru Sfânta Lui Împărăție. Amin? Chiar și suferințele acestea care ne se întâmplă au toate același scop. Dumnezeu ne încearcă și cu bine, ne cercetează uneori și cu rău, că ține la acest scop suprem să moștenim împărăția Lui. Doamne, ajută-ne! Amin! Da, de altfel, dumneavoastră știați, mă scuzați că m-am reamintit, doar cum se ajunge acolo. Și mai să îmi spun un singur punct și mă opresc. Zice David, eu vi le recapitulez înainte. Am spus că cea mai mare binecuvântare e să moștenești cu toată casa împărăția lui Dumnezeu. Asta mă rog în fiecare zi. Mă avem și o familie mai mare, două reunite. Asta avem nădejde și credință în baza ceea ce Domnul ne-a promis. Pentru asta ne rugăm, vrea Domnul să vadă că dorim, așteptăm asta. Dar condiția este în casa noastră să trăim o viață neprihănită, că Dumnezeu aici ne cercetează, aici ne formează și numai așa ne strămută în împărăția Lui. Și la acest gând, a ceea ce ne-a promis Dumnezeu, a ceea ce ne așteaptă, David a înțeles un lucru care vreau să vi-l spun și închei. Spune 1 Cronici 17 cu versetul 24. Să fie slăvit pe vecie numele Tău și să se spună, Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel este Dumnezeu pentru Israel. Și apoi versetul 26. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu, Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Două lucruri să țineți minte, în final vă spun.
E drept că noi trebuie să fim neprihăniți și sfinți. Dar asta tot nu-i prin puterea noastră, că e har de la Dumnezeu. Și împărăția care vine, cu ce-am contribuit noi la ea? O spune în Efeseni 2, și mântuirea asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și cum spune 2 Corinteni 9:15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Oare vom pricepe noi că acesta e har și că trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu? Asta va scuti casele noastre de cârtire și de pierdut vremea cu povești. S-a dus cineva la fratele Nicolae Moldovianu și nu, întreba de sănătate, era în vârstă. S-a început la vorbă și spune fratele, n-am timp de asta, eu pe azi mi-am propus să-L slăvesc pe Domnul. În viața asta scurtă, îl vom slăvi pe Dumnezeu sau lăsăm numai pentru veșnicia viitoare? Vă citesc și spunem Psalmul 113 și vă amintesc de asemenea că lauda pentru Domnul s-a pornit de la David. Cultul laudelor Domnului. Psalmul 113, versetul 2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Și versetul 3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Dragii mei, ascultați-mă, nu știu cât de cântăreți sunt mirii, familia am zis că eu sunt cântăreți, dacă ei cântă, înseamnă că și eu știu. În casa voastră să fie laudele Domnului toată ziua, într-o mântuire așa de mare, merită Domnul să fie binecuvântat, pentru promisiuni, pentru casa noastră, să cântăm zi de zi. Amin. Soția și copiii au glas tare bun, eu sunt mai slab la cântat, dar azi dimineață venind în coace am cântat și eu și am zis, băi, eu cânt mai slab, eu cânt pe mașină, voi la adunare. Merită Dumnezeu să fie slăvit. Merită să-i mulțumim, să ne bucurăm, să-l lăudăm. Ascultați-mă ce vă citesc din 1 Petru, capitolul 1. Și mi se pare, spun asta pentru că tocmai nu o facem. 1 Petru, versetul, spune, a spus că e moștenire, versetul 4, 5, 6, în ea voi vă bucurați mult. Măcar că acum unii sunteți întristați pentru puțină vreme. Versetul 8. Vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Ce am citit din Ioan, Luca 10:21, a spus Domnul, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Să vă imaginați intrarea pe porțile veșniciei și moștenirea și să-L lăudăm pe Dumnezeu de pe acum. Și să știm că acesta e har, că totul e prin îndurarea și bunătatea Domnului. O nevastă bună, mire dragă, este un har de la Domnul. Dar dacă vei ajunge în har, în cer, acolo este harul întreg al lui Dumnezeu. Așa că să cântăm nu doar cântarea, numai harul și multe altele lângă ea. Amin? Se cântă la dumneavoastră acasă. Unii se cântă, nu cântă. Când are pe cealaltă, ai răbdare, frate. Cum s-a rugat unul, cică în America, a zis, Doamne, cât ești tu de bogat, cât e la tine să-mi dai 100.000 de dolari? O fi un cent, nu? Doamne, crezut că îl duce pe Dumnezeu și, Doamne, dă-mi un cent și mie. Na. Și Domnul a zis, așteaptă o secundă, imediat vine veșnicia și îți dau mai mult. Dar noi trebuie să ne bucurăm de pe acum, să-L lăudăm pe Domnul, să mărim numele Lui Cel Sfânt. Să fie zi de bucurie cel cu inima mulțumită. Proverbe 15:15 are un ospăț necurmă. Și că unul într-o dimineață în lift era tare bucuros și altul zice, ce bucurie, ce veste ai primit acum dimineață? Ce nu m-am părăsărit soarele, am primit vestea că Dumnezeu mai îmi dă o zi, măi. Și ziua de astăzi, cred că e interesant, e început cu răsărit de soare, măi. Că Dumnezeu în fiecare zi și noi știe bunătățile și la gata ne va umple de bunătăți în veacurile viitoare. Ne va arăta El marea bogăție a harului Său, mărit să fie Domnul. Aș vrea din ziua de astăzi, nu doar să plecăm cu gândul, să ne noi în viața de familie, să trăim frumos, că asta e baza moștenirii, să ne angajăm să-L lăudăm pe Dumnezeu, că e drept și se cuvine, mărit să fie numele Domnului. Să-L cinstim în fiecare zi, să spunem, Doamne, te-ai gândit la mine? O soră din Republica Moldova avea copii cu foarte mică cantitate de calciu în oase și tot cu bam o mână ruptă, bam un picior rupt. Să zic, Doamne, bacu un spital, bacu altul. Uite, alții sănătoși, zbor de copii, sar, n-au nimic. Și era necăjit într-o zi și diavolul ispitit-o. Era la Chișinău
Era auzit de piață așa plin, bulevardul, străzile și îi spune Domnul, stai! Așa clar și-o pită în minte, uite-te în jur. Din câți oameni este un clip asta, le-a făcut Domnul așa o poză pe loc, niciunul nu-i mântuit, tu ești singura a mea. Îți spunit în plâns și a spus, Doamne, și eu mai comentez că sunt copiii cu mâinile rupte, dacă din toți ăștia tu numai pe mine m-ai ales. Suntem aleși lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți să fim și să-L preamărim pe Domnul zi și noapte. Spune psalmistul, mă scol și te laud, o iau înaintea zorilor și te cinstesc, că mare-i Dumnezeul nostru, mari sunt făgăduințele sale pentru noi și îl se îndură și de viața noastră aici, dragii mei, că Dumnezeu ne poartă de grijă, măriți să fie numele Domnului. Copii mulți, familii mari, probleme, nevoi, dar Dumnezeul nostru îngrijește de noi în fiecare zi, a lui Dumnezeu să fie slava, să o cântăm cu toată inima, să-L binecuvântăm. Amin. Să așteptăm că nu-i mult. Iertați-mă că mă adaug ceva. Nu de mult a avut soția un vis. Mă știți că pe seama căsătoriei noastre s-a făcut puțină vorbă. Într-un sol al Domnului ne-a luat pe amândoi, ne-a scos așa deoparte și a zis, hai să vă spun ceva. Voi să continuați să-mi slujiți. Am pentru fiecare din voi, ca pentru toți sfinții mei, locuri speciale pregătite. Dar vă dau un sfat, să iertați și să iubiți, că asta e o taină, i-a zis lui Domnului în acel vis, cine iartă și iubește, intră ușor în împărăția mea și poate să slujească cu dragă inimă. Și a reflectat la vorba asta, cine iartă și iubește, intră ușor în rai și poate sluji cu dragă inimă. De aceea suntem și dimineața asta la dumneavoastră, să vă îndemnăm și să ne încurajăm unii pe alții, că avem un Dumnezeu mare și împărăția Lui când se va așeza și vom fi cu toți cei dragi și cu toți sfinții și ne vom bucura pentru vecii vecilor. Uitați de necazurile care le aveți, nu vă frământați cu probleme care sunt, că Dumnezeu îngrijește de noi, ne-a promis El asta, va veghea asupra noastră în viața aceasta. Și apoi ne pregătește să intrăm în Sfânta Lui Împărăție. Doamne, îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Amin.